Bună ziua, dragi trader! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la un nou webinar din seria celor organizate de Admirals. Sunt Liviu Moldovan. Ne reîntâlnim după sărbătorile pascale și acesta a fost și motivul pentru care am întârziat puțin cu acest webinar, dar vom compensa pentru că finalul de săptămână va fi, de lună, va fi destul de dens, să zic așa, din acest punct de vedere, urmând două ediții speciale ale webinarului, unul pe analiză fundamentală preponderent, iar celălalt pe axat în mod, din nou, preponderent pe rezultatele financiare postate de companii și analiză tehnică. Ok, facem weekly roundup, să spunem așa, ca de obicei, și îl avem astăzi ca invitat pe bunul meu prieten Ciprian Bârsan, care este nerăbdător la celălalt capăt al wireless-ului să ne prezinte ce s-a mai întâmplat prin piețe. Până atunci eu să fac o foarte, foarte scurtă paranteză și o să mergem pe ceea ce se întâmplă acum în piețe. Suntem pe final de sesiune în nord-americană și avem 0 pentru Wall Street, mai puțin indicele VIX, 2,7% aproape pe minus. Și ia uitați aici, 16,38, n-am mai avut valoarea asta, cred, de dinainte de pandemie, dacă rețin eu corect, aproape 1,1 pentru euro-dolar, iar barilul de țiței într-o ușoară corecție, ambele cotații ale barilului, într-o ușoară corecție în sesiunea de astăzi. Am avut rezultate mixte, o parte bune, o parte rele. Astăzi Morgan Stanley și Netflix, spre exemplu, uitați, scad, Bank of America din nou pe minus. Repet, nu o să intrăm în foarte, foarte multe detalii despre companii. Așteptăm webinarul dedicat și o să dezvăluim acolo. O să le analizăm pe toate, inclusiv analiză tehnică și scenariile posibile. Ciprian, it's up to you. Seara, mă bucur că suntem din nou împreună și că discutăm despre ce se întâmplă în piețe. Într-adevăr, rezultate financiare în zona mixtă. Mă rog, au fost mai multe evenimente cât am fost plecați în această semivacanță și ar fi timpul să ne facem un update în ceea ce privește situația celor mai importante repere din bursă. Spunem, dacă mergi mai departe cu prezentarea a ceea ce se întâmplă pe piețe din punct de vedere fundamental și partea de evoluție, sau mutăm pe grafice? Să preia ecranul și mergem să urmărim. Euro-dolar. Euro-dolar pe evoluție pozitivă pentru euro, un euro care se apreciază susținut în ultimele ședințe de tranzacționare. Hai să spunem că consolidează, practic ăsta este termenul, consolidează de câteva ședințe de tranzacționare, undeva în jurul lui 1,095, o valoare destul de ridicată în comparație cu ceea ce am văzut nu cu mult timp în urmă. O evoluție susținută, pe un trend susținut în ultima perioadă. Ia să vedem. Un Fibonacci care... Ce frumos a retras. Exact. Asta vreau să spun. Un Fibonacci care în momentul de față se pliază foarte bine pe anumite suporturi și rezistențe pe care le are euro-dolarul, ceea ce ne arată că ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, și când spun ultima perioadă, ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni n-a fost absolut deloc întâmplător. Ei se cam așteptau la o asemenea evoluție. Adică în momentul de față a depășit maximele anterioare, a depășit în două ședințe de tranzacționare
cu valori susținute și consolidează undeva în această zonă. Deci, practic, euro-dolarul în momentul de față se află pe un trend ascendent, s-a întors după acest triple bottom aici sau double bottom, a întors, a fost by the book, a fost ca la carte. În momentul în care vedem, aceasta este o formațiune de întoarcere de trend, am avut acest trend descendent, a apărut formațiunea de întoarcere de trend, după care vedem acest trend ascendent care a depășit valorile anterioare. Bun, acesta este euro-dolarul. Mai departe, să nu ne cercetăm. S&P 500. S&P 500, S&P 500 să fie. Care, S&P. uite, vai, deci pe rezultate mixte, uite cât de bine ține acolo. Exact. Fantastic. S&P 500 care merge pe Pe această cuvânt, linie de trend am care senzația că cineva împinge piața în e sus, suportul pentru pentru. că în alte situații, pe fondul acesta, repet, mixt al rezultatelor financiare, păi, deci am fi înregistrat niște corecții. Deci Sau dacă o la volatilitate modul mai de 50, crescută. de 50% retracement față de Da, da, ultimul da, da. trend, știi? Dar să știi că ceea ce se întâmplă în piețe, de exemplu, în cazul de față, pe S&P 500, se întâmplă în același ton și în același sens cu evoluția pe care o are VIX. Iată, consolidează undeva pe zona de verde, pe trend ascendent, similar cu ceea ce se întâmplă și pe ceilalți indici, consolidează aici în zona de maxim anterior. E foarte aproape de suportul acestui trend, ca să zic așa, dar nu avem motive de îngrijorare din punctul meu de vedere și este doar punctul meu de vedere, nu trebuie să fie o recomandare de tranzacționare într-un sens sau în celălalt. E o chestiune de câteva zile până când va ajunge la aceste valori de aici. 4175, hai să spunem, 4180. E o consolidare chiar dacă rezultatele financiare ale componentelor acestui indice au fost mixte. De exemplu, în sistemul bancar au venit mai slabe rezultatele financiare, dar au venit totuși un pic peste estimări. Așa e tradiția și așa se întâmplă de fiecare dată. Rezultatele financiare publicate sunt ușor peste estimări, dar au venit mai slabe decât rezultatele financiare precedente și Dar nu ironic. toate, că au mai fost situații în care n-au atins estimările. Adică de asta am spus rezultate mixte. În fine, da, nu Da, intrăm în da, da, da. detaliu. Ok. Bun, deci avem un S&P 500 care Cu are o un super trend. rezistență acolo care a mai fost întâlnită la sfârșitul lunii ianuarie. A mai fost un vârf în prima parte a lunii septembrie, rezistență. Rezistență aici. A, ai trecut. Acolo, așa, da. Aia e rezistență Și a și mai practic fost se. un țepător, un vârf în septembrie și încă o rezistență acum un an și o lună. Da. Acolo. Deci e un nivel important, e un nivel, cum S-ar să părea spun. că într-adevăr e o piatră de hotar, milestone, ca să zic așa, această valoare și practic în momentul de față se află tot acolo. Adică ne aflăm în continuare în acea zonă. 4.100. Da, cineva, cum spuneam, cineva parcă îmi dă senzația că împinge cotația acolo sus, lipită de tavan. Da. Și nu, Și spune că știi? e în același ton cu VIX-ul. Da, Da. zic, ăsta contribuie, știi? Adică Exact. se detenționează la 16 și ceva, vai de mine, dacă îmi spunea cineva acum 3 luni că o să vedem VIX-ul la 16 și ceva, nu prea îl credeam. Adică nu că Și n-aș fi fost tendința este. optimist în ceea ce privește piața, e vorba de VIX, că noi suntem acum cu VIX-ul mult mai jos față de
valoarea indicelui S&P. Adică ne uităm când a mai fost aici indicele S&P și hai să vedem, uite, în luna mai, de acum un an, da? Pe precedenta rezistență, acolo, în partea stângă a ecranului, da? Păi cât era Asta de VIX-ul aici. atunci? Peste 25 pe semne, adică stați un Da, pic. da, 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 da. Exact. Are o valoare foarte bună, ceea ce denotă un calm și o liniște în piață Da, și o, și chiar o cu notă, toți care spun că, domne, o vine zonă de optimism. Fed-ul, trântește dobânzi, economie, recesiune, alea, și ăștia n-au nicio problemă. Nici cu rezultate stelare, că, băi, remarcabil. Da. Bun, următorul. Dow Jones, similară Similar. evoluție. Similară evoluția. O secundă. Cam așa. Ce suport de trend. Tot în zona de maximă, tot în zona asta de maxime recente, ca să zic așa, mă rog, poate un pic dedesubt, dar evoluția este similară cu ceea ce se întâmplase pe S&P 500. 34.150, cam 33.900, cam aici suntem, la 33.900, 34.000, cam aici ne aflăm în momentul de față. Consolidează, după cum vedem în ultimele ședințe de tranzacționare, o zonă în care consolidează pe un trend ascendent agresiv. L-aș putea numi pentru că a crescut destul de agresiv în toată zona asta. Și practic, în momentul de față, deși rezultatele financiare sunt mixte, sunt amestecate și pozitive și negative, piața nu dă semne de oboseală și nu dă semne de o surpriză, hai să spunem, neplăcută. Eu Ce nu crezi că va cred că urma? eu nu cred că ne vom confrunta cu o criză financiară în următorul timp apropiat ca și distanță. Adică Criză în financiară zona pornind de recentă. la băncile acelea regionale și chestii de genul ăsta și alea Da, mai mici. vezi că lucrurile astea s-au calmat, s-au liniștit, nu mai auzim de problemele din sistemul bancar american, iar acele falimente, acele probleme pe care le-au avut băncile, s-au rezolvat cumva. Cu cash, fără cash, Intervenția Fed-ului. Dar se spune da. că s-ar plânge multe IMM-uri că nu prea mai au acces la credite. Ele apelând nu la supercoloși, gen Goldman Sachs sau JP Morgan, sau, ci la Da. băncuțe de-astea mici, regionale sau chiar mai mici decât regionale, știi? Să știi că bănci Care mici ar fi sunt foarte reluctant multe. to give credits și ar putea să fie aici o problemă, știi? Eu cred că la nivel de bănci de mici dimensiuni sunt foarte multe care ar putea să ia imediat locul celor două, trei bănci probleme și Silicon Valley Bank care s-a închis. Nici nu știu ce s-a întâmplat exact acolo, care e urmarea, intrase în insolvență. Aia e ultima știre oficială. Ea a fost Dar în... preluată, a înghițit-o. Da, exact, că nu se mai The închid Big băncile. Shark, știi? The Big Shark a înghițit peștele Da. mic. Da. Bun, Da, deci ce corect, crezi că corect. va Deci urma? cam asta Bun, se nu va întâmplă. fi criză financiară, dar ca tendința piețelor. Mai avem încă o săptămână, 10 zile pline de rezultate financiare, în special Da. din tehnologie, știi? Eu cred că la sfârșit se va trage o linie. Dacă sunt mai multe rezultate pozitive decât cele negative, trendul ascendent al pieței va continua.
Deși aici este o zonă de rezistență destul de serioasă, ca și în celălalt caz pe care l-am văzut, S&P 500. E o zonă de rezistență aici, în zona asta, testată de nenumărate ori. Aici putem considera că a fost testată, aici, în zona asta putem considera aici, din nou aici, în momentul de față. Deci, practic, e o zonă testată de foarte multe ori. Și nu a reușit cotația să treacă mai sus de 34, 234, 100. Da. Bun, Deci, nu sunt să trecut vedem dacă aici, se întâmplă nu în momentul de față, dar reprezintă nimic de aici, nu reprezintă o recomandare de investiții, sfat de tranzacționare sau corect, este opinia mea, doar lucruri de adevăr. acest gen. Discutăm la modul ipotetic anumite scenarii din piață, asta tot. Nu reprezintă nicicum vreun tip, să zic, da? Da, nu e nicio recomandare, pur și simplu. Bun, Bun. avem Nasdaq, avem. Avem Nasdaq. Avem Nasdaq. Cumva similar, numai că s-a făcut un double top acolo și se află departe de maximele istorice, mai departe decât ceilalți indici. Da, pentru că și Un triple rezultatele. bottom jos, da, interesant aici. Aici este acest triple bottom despre care ai spus. După care, uite, în momentul de față consolidează la aceste valori noi, 1, 2. Ceilalți indici au avut acest trend ascendent, au venit cu această corecție, după care revenirea era undeva în zona aceasta sau un pic sub această zonă, sub maximul anterior. Ori în cazul Nasdaq-ului avem o zonă de consolidare superioară acestui maxim anterior. Practic, dacă aici a reprezentat o rezistență, această rezistență în momentul de față s-a transformat în suport. Și evoluția merge în continuare înspre zona pozitivă. Deci, practic, nici în acest caz nu sunt motive de îngrijorare. Acesta este suportul trendului ascendent actual. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare, dar în continuare susțin că în piață e un aer așa pozitiv și dătător de speranță pentru investitori, pentru că investitorii s-ar părea că în momentul de față nu le este frică să facă tranzacții, nu le este frică să vândă, nu le Să este frică facă să cumpere. tranzacții long, adică să inițieze poziții long. Da, Ca păi poți să da, faci da. tranzacții să-ți închizi și vinzi și nu e bine. Oliver. Păi, cei care cumpără de la cineva care vinde. Sau market maker care după aia se acoperă, mă rog. Da, sau market maker, care e un Da, mecanism deci o presiune de a jos în bit sus, nu de complicated. sus în jos, asta este pe În piață. momentul în care avem un trend ascendent, este clar că cumpărătorii fac piața, inițiază, au inițiativa. Da, deci cam același lucru se întâmplă și pe Nasdaq, undeva la 13.100 ne aflăm în momentul de față, o zonă cu valori peste valorile anterioare. Am avut cel mai recent maxim dinainte, aici, în zona asta. Acum consolidează la valori mai ridicate decât precedent. Asta se întâmplă pe Nasdaq. Dax e practic din altă poveste în momentul de față. A crescut, s-a dus foarte puternic. Puternic. 15.920 de pentru acesta. Aș vrea să fac o mică modificare, să vedem cum se comportă AI. Da? Și cam ar avea sens, ar avea noimă, pentru că sunt multe din suporturile și rezistențele trasate aici. Multe dintre ele, hai să spunem, sunt în
apropierea zonei în care evoluează DAX-ul în momentul de. Aș vrea să fac o mică pare aici. Vreau să văd zona aceasta Păi de da, că maxime e interioare. tot la rezistență. Dar Da, ce a dar recuperat, fantastic ce a recuperat. exact. O creștere absolut spectaculoasă pentru DAX. Dar părea că, de asta spun că am văzut graficul pe DAX, am văzut graficul pe VIX. Am spus, eu cred că problemele băncilor, atât din zona europeană, cât și din zona Statelor Unite, s-au cam sfârșit. Motiv pentru care vedem această recuperare extrem de agresivă pe DAX. Și această Mai ales creștere. cu o bancă centrală europeană care este mult mai hawkish decât Federal Reserve. Da. Și Și chiar practic și în condițiile astea, da. în momentul de față, DAX-ul este foarte aproape de 16.000 de puncte. Valori destul de rar întâlnite. Să nu uităm că, practic, în momentul de față, suntem pe un grafic weekly. Vedem aici evoluții de la începutul lui 2018-2019. Deci, practic, e o perioadă destul de lungă de timp, ceea ce vedem în momentul de față. Aici este pandemia și așa mai departe. Iar aceste maxime anterioare sunt foarte aproape de valorile pe care le registrează în momentul de față. Să ne întoarcem la graficul daily și încă o dată se poate vedea foarte limpede toată această creștere care este una susținută și foarte, foarte hotărâtă, ca să Da, nu știu, ăsta zici că e Am Nasdaq, da, cum da, era da, pe da, da. timpul Nasdaq. Adică, practic, a trecut de maximul anterior, ca și cum n-ar fi existat acolo și merge cu toată viteza înainte spre 16.000 de puncte. O evoluție susținută, fără opreliști. Practic, zici că investitorii abia așteptau momentul ăsta de start, în care toată lumea a plecat a deschide longuri, deși da, îmi amintesc că am discutat într-o emisiune de această zonă de volatilitate ridicată pentru DAX, în care vedem aceste umbre sau aceste codițe sau Păi da, și cum acum le au numește dispărut fiecare. complet. Și exact în momentul de Deci, față avem variații foarte mici. echivalentul indicelui VIX pentru DAX este tot la minime multianuale pe semne. Da. Adică, practic, dacă aici exista volatilitate ridicată și destul de mare, deci, în momentul acela mi s-a părut un pic îngrijorător, mai ales că veneau după un trend descendent. Ei, lucrurile astea au dispărut și DAX-ul a intrat pe un trend ascendent, susținut foarte, foarte Bun. Ce mai avem? hotărât. Goldean. Aur. Corecțiune. Avem aur care consolidează în această zonă sau aproape că Corectează, mă, nu consolidează. E corecție. Mă rog, a aici. corectat și stă, da, în fine. Da. El a avut acum câteva zile, a avut o zonă, un maxim anterior, dar dacă e să ne uităm pe ansamblul la ce s-a întâmplat, avem acest trend ascendent, avem maximul anterior, trend descendent, după care avem o creștere foarte, foarte, foarte ținută și în momentul de față, într-adevăr, a avut acum câteva ședințe de tranzacționare, un punct de maxim, și acum, hai să spunem că își trage sufletul ceva mai jos, dar eu consider că e tot în aceeași zonă a rămas, se întoarce un pic și așa ar fi și firesc să se întâmple, pentru că în momentul în care piețele spot cresc, aurul face câțiva pași în spate. E în natura lucrurilor să se întâmple ceva de genul.
Bun, foarte posibil să șterg acest Da. Fibonacci pentru că nu, în momentul de față nu mi se pare că rezonează Păi cu nu, nimic. mută-l la 1800 cât e acolo, 29. Așa. Așa, Așa. acum să vedem. Ah, parcă. A, îl Acum. ținem de rezervă acolo. Da. Chiar așa și putem spune că o ținem de rezervă în momentul de față, să vedem ce se întâmplă. Dar toată această zonă de aici este superioară maximului anterior. Aici a avut o creștere puternică, susținută, agresivă, cu volatilitate destul de ridicată. Deci, practic, după ce a trecut de această valoare, undeva la peste 19.000, nu, scuze-mă, 1900. 1.950 de puncte, practic în această zonă, spre a atins 2.400 de puncte, 2.040 de puncte, scuze, sunt și obosit. Avem o zonă cu volatilitate destul de crescută, o volatilitate ridicată pe aur în această zonă. Oarecum justificată volatilitatea, având în vedere ceea ce s-a întâmplat pe piețele spot. Bun, mai avem, Mai avem petrolul, da, care are evoluția uleiul, altfel. Da, uleiul. unde observăm non-efectul reducerii de producție, da? Micșorării producției decise de Da, pentru că a Brexit. fost un gap și după aia sănătate. Chiar mă gândeam ieri, zic, uite bă, că tot petrolul tot stă în zona aia, bă, lângă el un pic, dar nimic deosebit. Dar ce au realizat ăștia cu intervenția lor? Nimic. Mai nimic. Dacă Ideea că elimin încă gap-ul ăla, bun, ok. Deci avem un gap și au rezolvat 3 dolari. Extraordinar. Fără să-l împingă mai sus, că el deja venea pe... Deci eu cred că PSD că... întoarcerea asta care începe să se contureze vine oarecum din Statele Unite, în care Biden a declarat în toamna lui 2022 că urmează în primăvară ca Statele Unite să-și refacă rezerva de petrol la Așa. 67 de dolari pe Da, baril. dar ei sunt independenți energetic, își fac din producția lor, din shale oil, deci nu, Și nu acum are treabă cu OPEC-ul, știi? a apărut din nou Biden și a spus că încep să-și refacă rezerva Ah, de ok. petrol la Dar prețul actual. nu impactează piața, că nu. Eu zic că întoarcerea asta pe care o vedem în momentul de față pe petrol se datorează declarațiilor lui Dacă își Biden. face, înseamnă cum ar teoretic consumă mai mult, consumă din ceea ce e în piață, rămâne mai puțină marfă liberă în piață, prețul ar trebui să crească, de-aia zic că nu impactează. Dar ceea ce dolarul în scădere și petrolul în creștere e ok. Dolarul în scădere față de euro, însă la aur nu prea s-a mai potrivit. În fine, mai e de urmărit. Poate că piața se află în momentul de față într-o zonă de rebalansare, de reechilibrare. Mai sunt momentele în care piața nu e neapărat coerentă, dar e pentru perioade scurte. Deci n-am mai întâlnit situații. Brentul. Brentul similar, doar că această corecție în momentul de față este mai amplă, mai serioasă, mai determinată și, practic, această diferență între acest spike va fi închis. Teoria analizei tehnice spune că în momentul în care apare un spike, sau mă rog, așa numeam noi aceste Un gap. întreruperi ale grafului, un gap. E o chestiune de timp până când acest gap va fi. Practic, vedem că ceea ce se întâmplă în momentul de față pe Brent e o tendință clară de a închide gap-ul respectiv.
Să vedem, da. Lucrul ăsta se va întâmpla și pe Cruz. Păi da, că merg în paralel cumva. Exact. Evoluția este practic similară. Raportul de corelare este foarte. O ultimă întrebare, un ultim Te rog. aspect. Te rog. Nasul tău de trader experimentat îți spune că cumva că ar urma, să zicem, un fel de rebound al volatilității, ar putea urma până la sfârșitul Rebound lunii, zic. al volatilității în sensul că se crește volatilitatea? Să crească, da. Nu cred. Și atunci o corecție în piețe sau agitație, nu Nu. 0,2% pe zi dinamică pentru S&P 500. Să vedem așa ceva, că mai pâlpâie Nu. piață pe acolo. Nu cred. Nu văd motive pentru care s-ar întâmpla lucrul ăsta, deși se vorbește. Aș căuta motive, știi, în primul rând, pentru care volatilitatea ar avea de suferit, în sensul că posibil se tot vorbește de acel. În Ucraina se vorbește de acea contraofensivă pe care armata ucraineană o pregătește timp. Dacă ar crește, probabil că s-ar tensiona din nou piețele, dar nu atât de mult încât să. Nu atât de mult încât Să să. impacteze pe termen mai lung, să impacteze Da, masiv. da, 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 da. E Da. posibil ca pentru o perioadă mai scurtă de timp să se. Să fie un pic. Da, vom vedea. Da, Bine, exact. mulțumesc Rămânem frumos de de văzut. tot. Cu mare drag. Doamnelor și domnilor, nu avem pe acest final de săptămână, scuze, până la finalul săptămânii, vreun calendar macroeconomic deosebit de important. PMI-uri pe final de săptămână, în sesiunea de vineri. Ne oprim aici. O luăm ușor după sărbători. După excesele culinare, acum să nu facem exces de piețe. Da, asta da, este o recomandare. Excesul de piețe nu face bine nimănui. Dăunează grav sănătății contului. Ciprian, încă o dată, mulțumesc frumos. Mare drag. Aici vreau să vin și eu cu o paranteză. Când veneam din concediu, în prima zi niciodată nu făceam tranzacții. Aha, bun, da. Da, Era by păi the book. depui la punct, vezi și care e chestia, Da, da. da, da. Asta era o regulă. Asta e Niciodată nu făceam tranzacții. foarte, foarte înțelept. Da, bine. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru faptul că ne-ați urmărit. Sunt Liviu Moldovan. Ne reîntâlnim curând.